Bine v-am regăsit la seria Greșit. V-am promis că voi încerca să mai public videoclipuri din această serie în această vară și pentru a-mi respecta promisiunea revin azi cu o problemă de cinematică, adică o problemă de mișcări. De obicei, în această serie vă prezint rezolvări greșite ale unor probleme. Dar azi vă voi arăta că uneori e greșit să tragi concluzia că o problemă nu poate fi rezolvată. Veți vedea că uneori trebuie să continuăm rezolvarea, chiar dacă găsirea soluției pare imposibilă. Problema de azi este foarte scurtă, foarte simplă, cu o rezolvare ușoară, așa că vă invit pe toți să vedeți rezolvarea, nu doar pe cei care se pregătesc din fizică pentru diferite examene sau concursuri. Să vedem întâi enunțul problemei. Două vapoare, Ada și Bianca, pornesc dimineața la aceeași oră, navigând pe mare cu viteze constante pe aceeași rută. Ada pleacă din portul A spre portul B, Bianca din portul B spre portul A, ca în desen. Vapoarele se întâlnesc la ora 14 în punctul I. Ada ajunge în portul B la 4 ore după întâlnire, iar Bianca ajunge în portul A la 9 ore după întâlnire. La ce oră au pornit vapoarele? Pentru a încerca să rezolvăm problema, avem nevoie de o singură formulă, poate cea mai simplă din toată mecanica, și anume legea spațiului în mișcarea uniformă, care spune că spațiul este egal cu produsul dintre viteză și durata mișcării, durata fiind notată aici cu litera T de la timp. Să notăm timpul care trece din momentul în care pleacă vapoarele până în momentul în care se întâlnesc cu T mic. Distanța dintre cele două porturi, A și B, sigur măsurată pe ruta vapoarelor, să o notăm cu D. Iar vitezele vapoarelor cu V indice A, respectiv V indice B. Viteza vaporului Ada, viteza vaporului Bianca. Așa cum observați în desen, suma distanțelor pe care le-au parcurs vapoarele din momentul plecării până în momentul întâlnirii este egală cu distanța dintre cele două porturi, cu distanța de mic. Așa că putem scrie VA înmulțit cu T plus VB înmulțit cu T este egal cu D. Și avem o ecuație. De asemenea, fiecare vapor parcurge distanța D în timpul total de navigare, așa că putem scrie încă două ecuații, câte una pentru fiecare vapor. De pildă, pentru vaporul Ada avem V indice A de lângă T plus 4 egal cu D, explic imediat, și pentru vaporul Bianca V indice B pe lângă T plus 9 egal cu D. Avem un sistem de 3 ecuații. T plus 4 pentru Ada, pentru că timpul ei total de navigare este T, adică timpul până la întâlnire, plus încă 4 ore. Iar pentru Bianca, T plus 9, pentru că după întâlnire, vaporul Bianca mai are de navigat încă 9 ore până la destinație. În aceste ecuații, 4 și 9 reprezintă de fapt durate, adică sunt 4 ore, respectiv 9 ore. După cum vedeți în desen, vectorul VA e mai lung decât vectorul VB, tocmai pentru că ecuațiile ne arată că Ada are viteză mai mare decât Bianca. Pentru că Ada are nevoie de timpul T plus 4 ca să parcurgă distanța D, T plus 4 ore, pe când Bianca are nevoie de timpul T plus 9 ore, adică de un timp mai lung. Și acum, oricând ne gândim, nu mai putem scrie altă ecuație, așa că problema noastră are o problemă. Și anume, avem 3 ecuații și atât,
dar avem patru necunoscute. Le vedeți scrise aici. T, necunoscuta pe care vrem să o găsim, D, VA și VB. Poate vă gândiți că am putea să scriem ecuațiile pentru deplasările vapoarelor de după întâlnire. Da, le putem scrie, dar ele nu aduc nimic nou. Ele pot fi deduse din aceste ecuații. Vă rog să încercați și veți vedea. Așa că avem 3 ecuații, dar 4 necunoscute, deci nu putem rezolva problema. Uneori, deși avem mai multe necunoscute decât ecuații, unele necunoscute pot fi calculate, nu toate. Acest lucru se poate întâmpla, de pildă, atunci când unele dintre necunoscute își păstrează valoarea dacă altele variază proporțional între ele. De exemplu, în problema noastră, indiferent cât este distanța, dacă vitezele vapoarelor scad sau cresc proporțional cu distanța, duratele mișcărilor rămân aceleași. Adică, dacă, de pildă, mărim distanța de 2 ori, distanța B dintre cele două porturi, dar mărim de 2 ori și vitezele vapoarelor VA și VB, enunțul problemei rămâne același și soluția, adică ora de plecare, rămâne și ea aceeași, pentru că duratele rămân aceleași. Așa că să vedem ce se întâmplă dacă încercăm să-l găsim pe T. Din prima și a doua relație avem V indice A ori T plus V indice B ori T este egal cu V indice A pe lângă T plus 4, adică V indice A ori T plus V indice B ori T este egal cu V indice A ori T plus 4 V indice A. Se reduce termenul VA ori T cu termenul același din dreapta și obținem ecuația VB ori T este egal cu 4VA. Dar putem să exprimăm VA în funcție de VB sau VB în funcție de VA folosind ultimele două ecuații. De pildă, dacă scriem V indice A pe lângă T plus 4 este egal cu V indice B pe lângă T plus 9, am egalat părțile din stânga, atunci îl putem exprima pe VA funcție de VB. VA va fi egal cu VB înmulțit cu T plus 9 supra T plus 4. Și acum îl putem substitui pe VA în ecuația pe care am găsit-o aici. Și vom avea VB înmulțit cu T este egal cu de 4 ori VB înmulțit cu T plus 9 supra T plus 4. Și acum ecuația se poate împărți la VB. Și rămâne o ecuație cu o singură necunoscută, T, exact ceea ce vrem să calculăm. Avem T pe lângă T plus 4 este egal cu 4 pe lângă T plus 9. Adică T pătrat plus 4T minus 4T minus 9 ori 4, 36, egal cu 0. Se reduc termenii 4T și obținem T pătrat egal cu 36, adică T egal cu 6 ore. Deci, am putut să găsim
timpul care a trecut din momentul în care au plecat vapoarele până în momentul în care s-au întâlnit. Și pentru că știm că întâlnirea s-a produs la ora 14, înseamnă că vapoarele au plecat dimineață la 8. 14 minus 6 este 8. Și am putut să rezolvăm problema. Deci ecuațiile noastre, deși insuficiente, au o soluție pentru T. Așa că nu uitați, uneori putem calcula o necunoscută chiar dacă avem mai multe necunoscute decât ecuații. Numai că în astfel de cazuri nu putem calcula toate necunoscutele. De pildă, în problema noastră, setul de soluții pentru D, VA și VB nu este unic. Încercați să calculați distanța și vitezele și veți vedea ce se întâmplă. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!